Medaliații olimpici de la Tokyo, Simona Radiș și Ciprian Tudosă, au semnat prelungirea contractului cu Steaua în fața președintelui clubului roșalbastru, Răzvan Ștefan Bichir, și speră să obțină alte trofee importante pentru România. Pentru cei doi canotori, bine meritata vacanță a luat sfârșit, iar în scurt timp își vor relua pregătirile la Snagov. Înainte de a reveni în barcă, cei doi sportivi au acordat un interviu pentru Steaua TV, în care au povestit de ce au ales să continue alături de Steaua, cum și-au ocupat timpul după întrecerea din Japonia și ce obiective și-au stabilit până la Jocurile Olimpice de la Paris. Cum a fost toată această perioadă după ce te-ai întors de la Tokyo? Sunt pregătită să reîncep cantonamentul, chiar dacă mai sunt câteva zile bune de vacanță. M-am limpezit psihic, fiindcă au fost 2 ani foarte grei, dar am așezat toate lucrurile la locul lor și sunt foarte bine acum. Sunt foarte fericită că am rămas în familia Stelei. M-au sprijinit până acum, o fac și în continuare, lucru care mă bucură enorm și nu mi-aș fi dorit să plec, dar ei oricum au avut grijă să nu-mi lipsească nimic și suntem fericiți cu toții. Mă bucur foarte mult că am ajuns la o înțelegere de comun acord și cei de la Steaua mi-au oferit tot ceea ce am cerut. Cu siguranță voi îmbunătăți rezultatele pentru acest club și voi duce numele lui cât mai departe. Mă bucur că de la zi culeg mai multe roade a acelei munci și a acelui suprem rezultat la Olimpiadă. Însă pretențiile au crescut acum. Bineînțeles, vă dați seama, după un așa rezultat o să urmeze altele mult mai importante. Treptat o să revenim la Snagov, în cantonament, pentru a pregăti campionatul european din septembrie 2022. În vârstă de 22 de ani, Simona Radiș a cucerit alături de Ancuța Bodnar medalia de aur în proba de dublu vâsle feminin la Jocurile Olimpice din Japonia. Acest an va continua fără competiții majore. În schimb, va veni anul 2022, în care vor fi campionatele europene, mondiale, cupe mondiale, pe care, bineînțeles, îmi doresc să le câștig. Apoi va urma anul 2023, vor fi campionate europene și campionate mondiale care vin la pachet cu calificările pentru Jocurile Olimpice. Țintesc în acel an, în principal, calificarea, urmând ca în 2024 să merg la Jocurile Olimpice și să lupt pentru a-mi păstra titlul de câștigătoare. Medaliat cu argint la Tokyo, canotorul de 24 de ani promite că îi va susține într-o zi pe colegii de la fotbal din tribunele stadionului Steaua. Sunt prima dată aici, am rămas puțin copleșit de măreția lui și sper că într-o bună zi să vin să dau lovitura de start colegilor de la echipa de fotbal.